Pentru început, bine ai venit acasă. Mulțumesc că vin din nou. Mulțumesc, vin din nou, de fapt, din ce în ce mai des acasă. Cel puțin de două ori pe an cam vin acasă. Uneori cu câte o trupă de teatru. Interesant că Rădăuțul pentru tine mai este acasă. Este acasă, cum să-mi fie acasă? Cu cât îmbătrânește omul, cu atât mai mult se apropie parcă de casă. Adică cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât îmi dau seama că îmi place mai mult în zona Bucovinei. Deși călătoresc în continuare destul de mult și umblu prin toată țara. Depinde acum de aici, merg la Sibiu, la festivalul de la Sibiu, care este iarăși un festival la care vin de 15 ani. Și în plus, de data asta, cu trupa franceză care a venit cu autobuzul, cu minibuzul ei de la Paris, vom face mai multe orașe în Bucovina. Deci ieri am fost la Suceava, vom continua la Botoșani, după aceea la Vatra Dornei, ajungem prin Bistrița și își vor termina periplul la Sibiu, unde deci vor juca în cadrul festivalului. Și tot așa, o trupă de păpușari, de fapt, de marionetiști, care a venit de la București cu un spectacol de-a meu care îmi place foarte mult, pentru că este un spectacol de marionete pentru adulți, cu ei tot au jucat la Suceava și vom continua până la Botoșani. Deci este o ediție dedicată a doua arte speciale care țin de lumea teatrului și în același timp sunt independente, lumea clovnilor și lumea marionetelor. Și s-au asociat bine clovnii cu marionetele, pentru că seara pe care o propunem și pe care ieri am propus-o la Suceava și unde am avut o sală plină, am avut 250 de oameni acolo la sala de la universitate, deci propunem două spectacole și discuție între ele și după, dacă oamenii vor, despre lumea marionetei, de ce marioneta ne perturbă, ne place, de ce avem întotdeauna un copil ascuns în noi care tresare în fața marionetei, chiar și când suntem adulți, pentru că uneori credem că marioneta este un obiect sau este o ființă artistică, pentru că e manipulată și vorbește, care se adresează numai copilor, dar nu e adevărat. Adulții pot și ei să vibreze la un spectacol de marionete conceput pentru adulți. Dacă există animație pentru adulți, trebuie să existe și marionete pentru adulți. Absolut, există și animații pentru adulți, există deci și marionete pentru adulți și ăsta este un caz fericit de companie care a decis să facă teatru de marionete pentru adulți. Iar clovnii mei care vin din Franța, e o trupă care e specializată în limbajul clovnesc, ei mi-au montat mai multe piese în limbaj clovnesc. Victor Chezada este numele celui care conduce compania, el are o companie care de peste 10 ani. Și am considerat că sunt foarte interesanți, pentru că sunt niște clovni care nu se tem de cuvânt. General, clovnul aștept să vină să facă niște jumbuș lucruri, să cadă, să râdă, să se împiedice. Or, nu, ei sunt niște clovni triști, niște clovni interesanți, niște clovni care vorbesc, care își asumă cuvântul și mai ales poezia. Sunt niște clovni poetici. Două cuvinte pentru sufletul rădăuțeanului, care în seara asta este mai mult absent la zilele Matei Vișnec. Ei, dacă Rădăuțul este absent, e vina mea. Poate că ar fi trebuit să țin cont de acest lucru, și anume că atunci când plouă la Rădăuț, lumea se mișcă mai greu. Ar fi trebuit să vin cu o zi, două înainte, ca să sun eu personal, pe profesor și pe știu eu ce interesați. Ceea ce nu pot să fac întotdeauna. Fără o echipă nu pot să concep o manifestare care să reușească. În general, când am avut aici trupe de teatru, oamenii au venit. În momentul în care oamenii nu vin, este riscul meseriei. Noi artiștii suntem aici și vom fi la fel de încântați să vorbim și cu două persoane, și cu trei persoane, și cu cinci, și cu zece, și cu tine care ești aici și ne filmezi. Și cei care nu sunt, nici nu le putem reproșa nimic, dar sperăm să-i aducem data viitoare. Cu ce piesă? Pentru că știu că scrii în continuare. Data viitoare este chiar săptămâna viitoare, pentru că aceste zile nu s-au terminat. Sper ca săptămâna viitoare să fie mai multă lume, dacă astăzi nu vom avea lume, pentru că vine Teatrul Național din Iași, pe care am reușit să-l aducem cu un spectacol important al meu, Negustorul de timp, care se joacă de 5 ani la Iași. Este efectiv o reușită regizorală a lui Ovidiu Lazăr. Și deci săptămâna viitoare Teatrul Național din Iași este în turneu, joacă la Rădăuț și la Suceava și poate că Teatrul Național din Iași va atrage mai multă lume. Toate aceste spectacole sunt gratuite, deci ar fi păcat ca să ne dăm seama că și atunci când sunt propuneri de teatru gratuite, oamenii nu vin, dar cred că
E o muncă specială și aceasta de format publicul. E o muncă specială care cere multă pricepere, care cere multă energie, care cere timp, cere investiție. Eu nu pot să o fac în paralel cu activitățile pe care le am, dar mizez pe prieteni, pe colaboratori care sunt aici, care cred că pot să o facă și cred Regăsești că... prieteni și colaboratori de fiecare dată când vii sau... Ce se întâmplă? Eu când vin aici nici nu știu din ce partide politice fac parte oamenii care mă ajută sau oamenii pe care mi-aș dori să mă ajute. Eu cred că arta, cultura ar trebui să fie deasupra tuturor partidelor politice și deasupra tuturor ambițiilor de natură politică, administrativă. Când vin, doresc să mă adresez unor elevi, unor tineri, unor profesori, unor oameni de care sunt avizi de spectacol, de schimburi, de carte și nu țin cont și nici nu vin gândindu-mă că aș putea să aduc servicii cutărui sau cutărui om care are ambiții politice. Chiar nu este misiunea mea și nu este misiunea mea culturală să intru în vreun joc local. Ceea ce fac, consider în continuare că este deasupra tuturor evenimentelor de natură politică. Știu că lumea românească este foarte politizată la toate nivelurile. Ei bine, eu propun această utopie și anume un dialog cultural, întâlniri cu publicul care să fie în afara ambițiilor și a sferei politice. Ne aflăm la cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru Zilele Matei Vișniec, un eveniment care promovează profesionalismul și calitatea lumea teatrului și aduce în atenția publicului spectacole notate după piese semnate de dramaturgul Matei Vișniec, unul din cei mai importanți autori dramatici ai momentului. Un festival care se desfășoară în acest an la Suceava, Rădăuți, Vatra Dornei, Botoșani și Bistrița. Inițiat și organizat și inițiat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina, în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, Asociația Culturală Vatra Satului, Centrul Cultural Bucovina, Crai Nou, partenerii noștri care sunt prezenți și aici în sală, librăriile Cărturești, care de asemenea ne-au adus cărțile care se află în foyer și veți putea să le cumpărați dacă doriți. Și, bineînțeles, partenerii locali. La Rădăuți am avut bucuria ca pentru al doilea an să beneficiem de sprijinul lui Traian Andronache și al primăriei Rădăuți, la fel ca și Casa de Cultură și Casa Vatra. Fără de ei, nu știu dacă s-ar fi putut desfășura acest eveniment, pentru că tot datorită lor am reușit să obținem sponsorizările necesare și mulțumim sponsorilor care sunt Eger România, Marelvi, Olind, Superstar și Casa Patra. Mulțumim mass mediei care este cu noi, a fost prezentă și televiziunea Iași, Radio Iași, de la Rădăuți, Ziar Rădăuți, Săptămânalul de Rădăuți, TV Rădăuți. Deci, cam asta ar fi partea de început. Am propus să vă aduc în discuție această relație insolită între marionete și clown. Pentru că fac parte din teatru și în același timp sunt domenii diferite. Clown vin din Franța. E o echipă de clown care s-a specializat în spectacole pentru toate vârstele, dar ei sunt clown profesioniști. Și tot ce spun în limbaj clovnesc. Ei au pus în scenă un text al meu care se numește Cavaliere pe Cuvântul, care poate fi cumpărat, văzut, citit în românește. Deci, vă propun o seară mai lunguță, în două părți. Mama, cine poate, nu poate. Cine poate, rămâne până la capăt. Vom discuta puțin și cu francezii după aceea, despre ideea de clov, ce reprezintă, ce ne dă el astăzi nouă. Sunt și eu în sus acolo. Sunteți prea departe, veniți jos pentru că sunt marionete și trebuie să le vedeți de aici, din rândul. Eu vă țin, două locuri vă țin aici, în față. Veniți cu copiii aici.